de bun găsit, de bun venit și o mulțumire pentru că domnul Vigil a acceptat invitația, nu pentru că nu ar vrea să vină sau nu ar vrea să fie împreună cu creștinii, dar are un program extrem de conversat. Deci, de asemenea, mulțumim părintelui Ilarion, care a lăsat pentru o clipă mănăstirea și a venit să ne susțină cu rugăciunea. Mulțumim și celor care au făcut posibilă această întâlnire. Despre fratele nostru, Mântru Hristos, Vigiliu Gheorghe, așa cum îl cunoaște după numele acesta, ar trebui să vorbesc vreo oră, fără să pot spune mare lucru. Și cred că sunt foarte prețioase minutele, clipele, pentru a lăsa să ne spună câteva câmpie de gânduri zămislite din inima lui. Am adus câteva cărți în seara aceasta pentru a crea o nostalgie legată de freamătul și de spuciul cu care a lucrat când a făcut aceste cărți. Cunosc lucrul acesta, să zicem așa, din intimitate, pentru că știu când a lucrat la aceste cărți. Și ele nu sunt doar niște cărți ilustrate sau simple expresii ale cunoștințelor sau inteligenței, a deșteptăciunii, ci este o frământare pe care din prea plinul inimii am pus-o în rândul acestor cărți, de coperțele acestor cărți. Sunt studii, de fapt, dacă este să vedeți numai bibliografia, numai materialul pe care l-am studiat pentru a alcătui aceste studii, care, din păcate, nu au făcut preocuparea celor care sunt autorizați sau responsabili de educația copiilor, a tinerilor. Ele, adică aceste cărți, aceste studii, au circulat printre creștini, mai sunt încă în librării, în biblioteci și îmi dau seama că sunt vizionare, adică au 30, 40, chiar 50 de ani, sunt scrise cu 50 de ani înainte de a se întâmpla lucrurile. Încă lucruri care sunt scrise în aceste cărți nu s-au întâmplat, se află în derulare, unele au fost depășite, altele se află pe altele le prind și altele se află în derulare. Fratele nostru coordonează o activitate foarte, foarte importantă, unde se luptă cu boala, dar mai mult decât atât, arată celor care vin acolo că lupta noastră nu este împotriva bolii, numai decât și împotriva morții. Adică vin oameni în stadii terminale ale bolilor cu afecțiuni oncologice, care nu s-au spovedit niciodată, nu s-au împărtășit niciodată, sau foarte rar, și de acolo pleacă botezați, pleacă cununați, pleacă spovediți, pleacă împărtășiți, într-un cuvânt, vindecați. Chiar dacă o să spuneți că unii dintre ei au trecut la Domnul, noi socotim că aceasta este, de fapt, vindecarea, pentru că boala noastră comună a tuturor este îndeoște cunoscută sub numele de moarte. Odată ce l-ai cunoscut pe Hristos, te-ai împărtășit cu Hristos, moartea nu mai există, nu mai are bol, nu mai are putere, nu mai are vlag. De asemenea, domnul Vigiliu Gheorghe este redactor la revista Familia Ortodoxă, una dintre cele mai complete, dacă nu cele mai adânce de reviste de cultură duhovnicească, de cultură teologică, și, bineînțeles, un instrument pentru părinți, pentru copii, un îndreptar, un îndrumar pentru viața creștină, pentru viața duhovnicească.
Cum am spus, deja iată mai mult de 10 minute poate a trecut, o prezentare nici măcar generală. Știu că nu-i place, nici mie nu-mi place și fraților voastre de asemenea, pe cei mai mulți dintre dumneavoastră vă cunoaște și știți că acestea nu se fac, dar pentru cei care au venit pentru prima dată sau îl văd pentru prima dată pe domnul Gigi Gheorghe, totuși poate se cuvenea așa ca o convenție să spunem câteva cuvinte. Eu pot să vă spun doar atât că mi-a salvat viața și ăsta e un lucru firesc cumva în îndeletnicirile lui. Asta face în fiecare zi. Cu asta se ocupă clipă câte clipă, ceas de ceas, în toate direcțiile. Se ia la trântă cu duhurile acestei lucruri. Lumea aceasta care, de fapt, este extrem de duhovnicită, care se împărtășește de lucrarea duhurilor necurate, duhurilor căzute. Și cred că și-a făcut din asta, nu știu, probabil are un canon, o ascultare, în orice caz este consideratul vieții, așa după cum observ, să se ia la trântă o lume atât de înfricoșătoare pentru noi. Nu e puțin lucru, nici el n-a ieșit prea bine din trântele astea, aici capătă din picior, mai inima, mai... Ce bucurie ar avea demonii să scape de el, dar încă nu e cazul și noi ne rugăm din toată inima și la biserică și cu frații ne rugăm să țină Dumnezeu sănătos, pentru că e mare lucru să știm că atunci când noi suntem ocupați cu cele ale lumii, ale facturilor, Vigiliu câștigă nopți și clipe pentru a face tot felul de studii, pentru a citi tot felul de articole, pentru a face cercetare. Ca cu orice chip, măcar pe cineva sau măcar pe unul, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, să câștige pentru împărăție. Vă spun aceasta ca unul care dau socoteală de cuvintele pe care, în fața lui Dumnezeu, de cuvintele pe care le spun. Adică trebuie să fiu foarte atent să nu spitesc într-un fel sau să nu cad într-o latură emoțională, psihologizantă. Vă spun doar așa cu toată inima. Aș vrea să vă spun foarte multe lucruri din inima mea legate de fratele nostru și despre părintele, dar cred că cel puțin cei care ne cunoaștem și suntem împreună în lucrarea aceasta, știți, cred că ați înțeles foarte bine ce vreau să spun. Pentru ceilalți doar atât că pun o metanie mare în fața acestei osteneri, acestei frământări de zi cu zi, de clipă, de clipă pe care fratele nostru le are, o are pentru, arde pentru frații lui Hristos, pentru plinirea poruncii acestea de a și via aproape. Mulțumim că ați venit și eu cred că trebuie să cuvântați frăția voastră, pentru că noi să căutăm să ne rugăm ca Domnul să vă dea un cuvânt, să-l puneți în mintea și în inima celor care au venit să vă audă.